prezența lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt ne vom pleca pe genunchi pentru rugăciune. Tatăl nostru care locuiești în ceruri, în numele Domnului Iisus Hristos, venim în această dimineață înaintea Ta, plin de mulțumire și recunoștință pentru faptul că Te-ai fost alături de noi până în prezent. Îți mulțumim că ne-ai călăuzit pașii în această dimineață, în locașul Tău cel Sfânt. Îți mulțumim că în această dimineață putem să ne închinăm, să Te lăudăm. Îți mulțumim pentru că avem această libertate încă de a studia Cuvântul Tău, de a asculta din Cuvântul Tău. Te rugăm, ajută-ne, Doamne, ca să luăm în serios aceste lucruri, să putem să ne pregătim mai serios pentru evenimentele care ne stau în față. Trebuie să fii cu noi în continuare, întreg sabatul, să ne binecuvântezi, să ajut să avem o părtășie plăcută unii cu alții. Să ajut, Doamne, ca prin comportamentul nostru să-ți aducem închinare ție care ți se cuvine. Binecuvintează în acest sens cuvântul Tău, servul de care Te folosești în această dimineață. Și ajută, Doamne, ca inimile noastre să fie pătrunse de cuvântul Tău și Cuvântul Tău să aducă rol pentru împărăția Ta. Amin. Te lăudăm și îți mulțumim prin Domnul Iisus Hristos și Duhul Sfânt. Amin. Amin. Vrei o cântare pe ferată și vrei să o cântăm? Puneți-o. Cât? 480. Vreau să vă salut pe toți cu pacea Domnului Iisus. Este un privilegiu pentru noi ca să fim în casa de rugăciune, așa este. Este primul sabat din an și Dumnezeu să
ne binecuvinteze pe fiecare, să ne ofere un an bun, un an binecuvântat alături de El și să ne facă parte de experiențe frumoase cu Dumnezeu și să ne dea și puterea de care avem pentru a obține biruință deplină. Știm că fiecare dintre noi ne luptăm și viața noastră este o luptă. Însă când lupți cu Dumnezeu, ai mari șanse să obții biruință. Nu m-am așteptat să vorbesc în dimineața aceasta, sincer să vă spun, însă n-am putut rezist când fratele Viorel m-a rugat ca să vin să prezint câteva cuvinte din partea lui Dumnezeu. Însă e un gând care mă frământă și aș vrea să vi-l împărtășesc pe acesta. Am cântat că am venit la rugăciune. Cu ce scop am venit în dimineața aceasta la rugăciune? Avem ceva care ne apasă pe suflet? Sau totul este în regulă în viața noastră? De ce am venit aici? Suntem convinși că în locul acesta găsim pe cineva care să rezolve problema care există în sufletul nostru? Dacă am venit cu gândul acesta, sunt mari șanse de a obține biruință. Raportul Scripturii ne vorbește în Faptele Apostolilor, capitolul 3, că era un om care era conștient de problema care o avea. Și vestea a ajuns până la el că există cineva în Ierusalim care poate să-i rezolve problema. Însă, spre surprinderea lui, când a ajuns acolo unde credea că problema lui poate fi rezolvată, a auzit că cel care putea să-i rezolve problema nu mai este. Și în sufletul lui s-a așternut o tristețe și viitorul lui părea sumbru. Însă, spune Cartea Scripturii că în momentul când a auzit pe Petru și pe Ioan că Iisus Hristos, cel care el credea că este mort și că nu mai poate să-i rezolve problema, este viu, credința lui s-a prins cu tărie și în viața lui s-a produs o experiență extraordinară. Și întreaga biserică a putut să laude pe Dumnezeu. Care este problema care mă frământă pe mine și care ar trebui, ar zice eu, să ne frământe pe fiecare dintre noi? Fiecare dintre noi am crescut într-o familie. Slavă lui Dumnezeu! Sunt unii care n-au bucuria aceasta sau privilegiul acesta să trăiască într-o familie. Pe măsură ce creșteam în mijlocul acestei familii, de care eu am făcut parte și fac parte, am avut impresia că tot ceea ce învăț în familia respectivă, totul este bun. Nu știu dumneavoastră cum ați perceput lucrul acesta. Tot ceea ce înveți, tot ceea ce mănânci, tot ceea ce se întâmplă în cadrul familiei, crezi că exact așa trebuie să fie. Însă timpul s-a scurs și în momentul când m-am căsătorit, am descoperit că nu tot ceea ce am primit, tot ceea ce am fost educat, a fost bun. Am constatat că sunt și slăbiciuni în viața mea. Și atunci, știți cum se întâmplă cu partenerul de viață? Când vede că există o slăbiciune, caută să corecteze lucrul respectiv. Și
așa bulversat ești în momentul când celălalt caută să te îndrepte. Dar știți de ce suntem bulversați? Pentru că noi credem că ceea ce am învățat este bun. Și mai mult decât atât, noi venim cu aceste lucruri și în interiorul acestei biserici. Și ținem cu tărie la lucrurile pe care noi le-am învățat. Și cătăm mai mult să le implementăm și în viața celorlalți. Însă când cineva ne atrage atenția că noi avem o slăbiciune, că avem o anumită problemă și ar trebui să o corectăm, tare ne mai necăjim în sufletul nostru. Și chiar uneori avem impresia că se prăbușește lumea și chiar nu ne mai trebuie nimic. Însă, dacă am venit în dimineața aceasta cu gândul de a fi vindecat, cu gândul de a beneficia de puterea lui Dumnezeu, de a obține o biruință acolo unde suntem slabi, să știți că Dumnezeu poate să ne facă parte de o experiență frumoasă în această zi de sabat. De multe ori mi-am pus întrebarea aceasta: cum e posibil să-ți păstrezi calmitatea în momente dificile? Când te ofensează cineva, când te ia peste picior. Să știți că chiar e o slăbiciune. Uneori chiar nu poți să reziști. Și foarte ușor îți vine să răspunzi cu aceeași monedă înapoi. Credeți că Dumnezeu vrea să ne lese așa? Suntem conștienți că avem slăbiciuni care Domnul ne cheamă să obținem biruința asupra lor? Este ceasul rugăciunii. Am venit la momentele de rugăciune. Dacă am venit cu gândul acesta: Doamne, în anul acesta vreau să obțin biruință asupra slăbiciunilor mele. Ne apropiem de finalul istoriei acestui pământ. Mântuitorul este gata să vină. Cum mă prinde pe mine? Mă prinde pregătit sau încă mai am de lucru? Mântuitorul știe starea fiecăruia dintre noi, poate mai bine decât ne cunoaștem noi. Și El îngăduie prin situații adverse să scoată la iveală lucrurile care sunt în sufletul nostru. Vă spun că uneori chiar sunt îngrozit atunci când Dumnezeu scoate ceva la iveală care există în viața mea. Uneori chiar nici nu vinea să cred că există așa ceva în sufletul meu. Însă momentul respectiv când Dumnezeu scoate la iveală lucrul acela, sunt dispus să vin cu El înaintea lui Dumnezeu și să-i spun: Doamne, dacă Tu nu-mi dai biruință, eu sunt pierdut. Doamne, dacă Tu nu vii în ajutorul meu, eu nu pot să fac nimic. Iisus Hristos stă la dispoziția fiecăruia dintre noi. Spune, El are milă de slăbiciunile noastre. Așa spune Scriptura. Noi avem un mare preot care are milă de slăbiciunile noastre. Știe din ce suntem făcuți. Însă nu vrea să ne lese în starea în care suntem. Și ne conduce prin situații
ca să scoată la iveală, să ne conștientizeze de starea în care noi suntem și să putem alerga la Dumnezeu. Și zice psalmistul, dacă nu mă înșel, în capitolul 116, vreau să citesc versetele acestea. Deci, psalmul 116, cu versetul 1, zice: iubesc pe Domnul căci El aude glasul meu, cererile mele. Da, El și-a plecat urechea spre mine, de aceea îl voi chema toată viața mea. În dimineața aceasta am dorit să-L chemăm pe Dumnezeu. Am dorit să strigăm la Dumnezeu: Doamne, dă-mi biruință. În anul în care am intrat, vreau să fiu un biruitor. Vreau să fiu un om care să te reprezint mai bine. Și chiar și atunci când cad din nou, ajută-mă să mă ridic și Tu să-mi dai puterea de plină și să obțin biruința de plină. Numai așa putem să ne formăm un caracter care să fie gata la revenirea Mântuitorului. Dacă noi nu suntem conștienți de lipsurile noastre și de slăbiciunile noastre și rămânem cu ele așa, e un mare risc să ne pierdem. Ologul, când a auzit că Iisus trăiește, s-a prins cu credință de El și o mare minune a avut loc. Dacă noi credem pe cuvânt și credem din toată inima că Iisus Hristos trăiește și poate să facă ceva în viața mea și în viața ta, e momentul să ne prindem cu credință de El și să obținem biruința de care avem atâta nevoie. Dumnezeu să ne ajute în privința aceasta. Amin. Amin. Am dorit ca în această dimineață rugăciunile să fie foarte scurte. Dacă se poate, într-o frază, două, ca să oferim posibilitatea câtor mai mulți care să venim cu problema exactă înaintea lui Dumnezeu. Doamne, eu am nevoie de aceasta. Te rog, ajută-mă și pe mine. Amin. Cred că este suficient să venim cu asemenea rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Haideți să facem lucrul acesta. Tată din ceruri, îți mulțumim frumos că în această zi ne putem bucura să fim aici la închinare. Îți mulțumim că ne-ai trezit, că avem sănătate și că putem să venim să apelăm la Tine. Ajută-ne, ce mă privește, ca să nu uităm că Tu ești viu. Dacă cumva am uitat sau ne-am obișnuit cu lucrul acesta, ajută să Te redescoperim că ești viu și că lucrezi în viețile noastre. Amin. Îți mulțumim, Doamne Iisuse, că Tu ești viu și Tu mijlocești pentru păcatele noastre. Te rugăm, prin Duhul Tău cel Sfânt, să curățești Tu din mintea și din inima noastră lucrurile care nu sunt în voia Ta. Rămâi cu noi. Amin. 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 Tată, din Ceresc, îți mulțumim pentru această dimineață de sabat. Să mulțumim că Tu ești Mântuitorul nostru, Tată, din Ceresc, și Tu ești Sfântuitorul nostru. Să mulțumim că Tu ești cu noi. Amin. Îți mulțumim, Tatăl nostru din ceruri, pentru fărbințele pe care ne-ai dat din cuvântul Tău, când și în această dimineață ne-ai încurajat că urechea Ta este gata ca să asculte întotdeauna cererile noastre, rugămințile noastre, și Te rugăm ca în acest an să ne dai Tu multă înțelepciune, pricepere, în mod deosebit mie, atunci când trebuie să vorbesc, să pui cuvinte potrivite pe buzele mele. Amin. Iar când trebuie să fac, să-mi dai înțelepciune ca să pot să fac și lucrul acesta. Amin. Și ajută-ne ca astfel să avem bucuria că Tu ești gata oricând ca să ne curățești, să ne ierți și
Dorim ca să ne predăm în brațele Tale, împreună cu toți cei dragi ai noștri. Tu știi întotdeauna frământările noastre, unele cererile putem rosti, altele sunt în interiorul inimilor noastre, Tu le cunoști mai bine, de aceea ne predăm Ție și dorim ca prin Duhul Tău cel Sfânt să lucrezi atât voința cât și înfăptuirea. Amin. Tatăl nostru din ceruri, Te rog și Doamne, ajută-mă să am acea legătură cu Tine, cu Duhul Sfânt, ca să fiu credincios în lucrurile mici. Știi câtă nevoie am de aceasta, Iisus, și dacă ar fi numai aceasta nevoia mea, da, Tu știi cât de slab sunt la alte capitole și Te rog din suflet, ajută-mă să mă oprim cu putere de Tine în anul acesta. Și Te rog nu numai pentru mine, ci pentru toți cei dragi ai mei. Numele Lui Iisus. Amin. Tată drag, Tu ai făgăduit ploaie timpurie și târzie. Te rog din toată inima, fă lucrul acesta în privința mea, în privința tuturor care suntem aici. Pentru celor dragi ai noștri, caracterele noastre să fie schimbate și prin ploaia târzie să primim puterea de a Te reprezenta cu cinste. Dă-ne, Tată, Duhul Tău cel Sfânt, căci Tu ai spus că ești mai bun și mai doritor să ne dai darul acesta decât orice părinte pământesc. Revarsă-l asupra noastră ca să umblăm împreună cu Tine și să avem aprobarea Ta în tot ce facem. Îți mulțumim în numele Domnului Hristos. Amin. Tată Ceresc, de multe ori ne adresăm Ție ca și un om care nu știe lucrurile și pe care trebuie să-l convingem. Dar, de fapt, problema este exact invers. Tu ne vrei să ne vorbești nouă, vrei să ne dai mai mult decât cerem. Însă am uitat făgăduințele Tale, am uitat să ne credem în Tine. Te rugăm pe fiecare să ne ajut să ne dătăm gândurile către făgăduințele din cuvântul Tău, să nu uităm la problemele noastre, ci la făgăduințele Tale, să le uităm pe cuvânt. Și te rugăm pentru fiecare să ne uiți, să ne arăți acolo, să ne dăți către lucrurile care nu le facem după voia Ta și prin asta împiedicăm răspunsul la rugăciunea ca să primim Duhul Tău cel Sfânt. Te rog pe fiecare să ne ajut să înțelegem care lucru trebuie eliberat, eliminat imediat din viața noastră, pentru ca să nu împiedicăm Duhul Sfânt să fie revărsat. În această dimineață să mulțumim Tatăl nostru că Tu ai vorbit inimilor noastre. Tu ne cunoști pe fiecare, cunoști problemele cu care ne confruntăm, cunoști frământările din sufletul nostru, cunoști și lipsurile, slăbiciunile noastre și îți mulțumim că Tu ești un Dumnezeu care are milă de noi și vrei ca să ne îndrepți, vrei ca să ne vindeci și vrei ca să ne dai biruința de care avem atâta nevoie. Ajută-ne ca în această dimineață să ne prindem cu credință de brațul Tău puternic și să ne faci parte de această experiență a biruinței. Amin. În numele Lui Iisus Te-am rugat. Amin. Amin. Înainte de trece la serviciul școlii de sabat, propuneți o cântare. Doi din cele noi. Doi din cele noi. Doi. Care aveți foile? Doi din cele noi. Doi din cele noi. Uite acolo în geantă, vin că sunt au doi. Ce melodie nu e? Glas de slavă. Glas de slavă. Because
Dumnezeu.